Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Simona Babeț. Noaptea albă în muzeele din țară, dar și la Muzeul Valer Literat din Făgăraș, sâmbătă 18 mai, ușile instituțiilor de cultură vor fi deschise publicului larg până la miezul nopții, iar vizitatorii vor rămâne plăcut impresionați de noua imagine a Muzeului Făgărășan. Evenimentul Noaptea Muzeelor le dă posibilitatea făgărășenilor să admire piese de o valoare inestimabilă pentru istoria țării Făgărașului. Aceste piese au fost scoase din depozitul Instituției de Cultură în urmă cu câteva luni, atunci când spațiul expozițional a fost mărit considerabil. Într-adevăr, începând de la sala dietei și toată latura nordică, ce include și turnul Negru și turnul Pestriță, au fost redate circuitului turistic. În urmă cu două luni, aceste spații au fost incluse în spațiul expozițional, iar zeci de piese care până atunci au rămas prăfuite în depozitul cetății au fost scoase la lumină. Spațiul muzeului a fost dublat, așa că făgărășenii vor putea vizita în jur de 20 de săli expoziționale, multe care cuprind piese de o valoare inestimabilă din punct de vedere istoric. Ne aflăm aici într-una din sălile reamenajate de curând. Aflăm că a fost o destinație de epocă. A fost denumit pe rând Bastionul Batorii la 1632, apoi 5 ani mai târziu Casa cu 10 tablouri în rame, pentru ca în 1656 să fie Camera Doamnei sau Camera Interioară a Principesei. La anul 1676 este numită Casa de Mijloc. Pe lângă șemineul care avea partea de jos din piatră cioplită, încăperea era prevăzută și cu trei cuiere simple și un pat mare adânc ornamentat. Așadar, făgărășenii care vor să-și petreacă noaptea de sâmbătă într-un mod deosebit au ocazia să viziteze Muzeul Țării Făgărașului. Sâmbătă 18 mai organizăm a doua ediție a manifestării Noaptea Muzeelor. Este o zi cu dublă semnificație. Pe de o parte este Ziua Internațională a Muzeelor, iar pe de altă parte este Noaptea Internațională a Muzeelor. Avem deschis de la ora 18 până la ora 24. Primirea vizitatorilor se face cu 45 de minute înainte de ora 24. Poate să vină oricine. Poate să vină oricine, intrarea este gratuită. Așteptăm făgărășenii să ne vadă circuitul expozițional extins pe care l-am deschis la sfârșitul lunii martie. Este pentru a doua oară când în orașul nostru se organizează acest eveniment. Anul trecut, pragul Instituției de Cultură a fost trecut de zeci de vizitatori.